Strada aeroportului arată ca după război. Aici s-au efectuat lucrări de schimbare a conductelor de termoficare, iar în urma muncitorilor a rămas prăpăd. Strada, aleile din jur și trotuarele sunt pline de gropi, borduri dislocate și bolovani. Spațiile verzi au fost distruse și arată de parcă ar fi fost arată de un tractor scăpat de sub control. Vremea umedă a transformat pământul răscolit în noroi. Trecătorii sunt nevoiți să circule prin mocirlă și să se chinuie în zadar să-și păstreze încălțările curate. Cei mai mulți nu se arată surprinși de stilul acesta de lucru și nici nu speră că problema se va rezolva prea curând. Le-au stricat și le-au lăsat așa. Acum... Când n-ați mai văzut muncitori prin zonă? Două, trei săptămâni, o lună, cred că. Când fac naveta în fiecare zi pe aici. Credeți că se repară până vine zăpada? Nu, doar la alegeri, dacă mai prăstești cineva. Și păreri pot să am eu de am vreo lună de zile de când am fost, tot așa erau. Cred că nu le mai faci în iarna asta. Altă părere și pot să văd, eu nu sunt de pe aici. Eu sunt din centru și întreabă la cineva pe aici. În centru nu e așa? În centru e frumos, foarte frumos chiar. Și pe aici? Pe aici e cam urât. Ce să zic, de plăcut n-are cum să-mi placă, bineînțeles, dar măcar să se facă ceva, dar văd că nici de lucrat nu se lucrează. Toate se lasă ca la noi. Adică se încep lucrările și nu se finalizează? Absolut. Absolut. Da, așa conducători avem, așa țară avem. Lucrările de schimbare a conductelor de termoficare au început în această zonă la sfârșitul lunii septembrie. Locatarii au suportat frigul din apartamente și lipsa apei calde. De parcă nu ar fi fost de ajuns, vor fi nevoiți să înoate prin noroi probabil toată iarna.